Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor la Onești. Festival concurs de etnografie și folclor Regina Maria, ediția a 5 la Mănăstirea Cașin. Rezultate de aur ale sportivelor de la CSM Onești. În acest weekend la Dofteana a avut loc inaugurarea căminului cultural din satul Larga. Aproape un an de zile a lucrat constructorul la acest obiectiv, el fiind realizat de la zero. La inaugurare, pe lângă oficialități, este vorba de europarlamentarul Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău Valentin Ivancea, prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, dar și consilierul județean Vasile Budacă, au urcat pe scenă și copiii talentați ai comunei, principalii beneficiari ai edificiului. Mai multe minutele următoare. Și dacă este să vă spunem ceea ce am reținut eu din cuvântul domniei sale, este că noi suntem biserica. Și bine spune, domnule președinte, sunt stăpânit de emoție și vă spun dumneavoastră, a procedat foarte bine, programul acesta ni se pliază foarte mult și chiar o să-l punem în practică. Domnule primar, domnule președinte Valentin Ivancea, domnule prefect, domnule Vasile, prieten, iubiții noștri și iubiți credincioși, sunt și alte confesiuni, îi salut pe frații romano-catolici. Aș vrea să spun că aici, public, m-am așezat în fața lui Claudiu, dar el știe să facă diferența imaginii câteodată și nu mai vorbesc de doamna Dana, sau poate de fiecare dată. Ca să fiți atenți la cuvântul acesta, Doamne ajută! Anul trecut eram în această comună și am realizat pe 30 august un lucru istoric. Acest lucru a constat în faptul că noi, protopopiatul Onești, am primit prin unanimitate de voturi, prin cuvântul acestor oameni de cuvânt. Și spune un preot, am fost nominalizat cu numele aici, știți foarte bine că vă stimez foarte mult, am trecut prin multe, dar împreună cu dumneavoastră vă pot spune că este un act istoric în Onești pe care s-a făcut. Consiliul Județean Bacău, prin cuvântul domnului președinte Valentin Ivancea și mai ales pe acest Doamne ajută pe care l-a spus Dragoș Benea și nu fac altceva decât să le mulțumesc, să vă fi recunoscător. Nu ați făcut lucrul acesta pentru mine, ci ați făcut pentru o instituție pe care am văzut că ați nominalizat-o. Din partea mea, pentru că am zis că la sfârșit să facem aceste daruri, aș vrea să vă ofer, domnule președinte, fără ca să fac discursuri care nu mă caracterizează că sunt un om direct, să vă ofer un drapel prin acest copii în biroul dumneavoastră. Dați-mi voie din suflet să vă ofer acest drapel și o icoană care să fie din partea noastră a protopopiatului. Tot ceea ce ați vorbit aici, despre alfabetizare, despre școală și mai ales de biserică, noi știm că până aici ne-a ajutat Dumnezeu, nu vreau să vină altă religie care să nu promoveze credința noastră creștină. Acest om promovează credința noastră ortodoxă. Este titorul unei catedrale și noi știm acest lucru prin tot ceea ce se face frumos pentru bisericile noastre. Și spun și romanul catolic și de alte confesiuni. Noi considerăm drapelul sfânt. În fața dumneavoastră eu îl sărut, pentru că drapelul pentru noi este sfânt și îl ofer acestui om. Este aparent. Dar un gest de suflet și de cuvânt.
Până 15 septembrie, de la ora 11 la CSM Onești, a avut loc o conferință de presă despre rezultatele spectaculoase obținute de către sportivele legitimate la CSM Onești. Cambei Mihaela Valentina, la haltere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de la senior, desfășurat la Riyadh, în Arabia Saudită. Rotaru Paura Isabela, lupte libere, medaliată cu aur la campionatul mondial de lupte pe plajă la senior și bronz la juniori, desfășurat la Constanța. Andrieș Georgiana, lupte libere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de lupte libere pentru plajă la junior, desfășurat la Constanța. Noi am mers cu gândul că facem treabă la junior, pentru că noi suntem încă junioare. Nu ne-am gândit nici cum, cel puțin eu, să fac acest rezultat la senior, pentru că mi-a fost chiar o surpriză. Și cu acest gând am fost, să mergem să luăm medale pentru juniori. Să înțeleg că a fost o întâmplare sau a fost doar dorința ta internă să zici, nu mai vreau să dovedesc că pot? Și dorința, foarte mult, chiar am vrut să iau medalea. Cred că întâmplare nu poate fi după atâta muncă, dar nu ne-am gândit, nu ne-am pus ca target obiectivul de medalie la seniori, așa este. Am înțeles. Deci ai dovedit că se poate? Da. Okay. Adică autodepășirea. Cum a fost? A fost destul de greu, având vedere la seniori. Dar mă bucur că măcar la juniori am reușit să obțin un rezultat, să pot urca pe podiumul mondial. Nu, am avut noroc foarte mult maestru, că m-a susținut. Altfel, nu știu dacă reușeam și la juniori să obțin rezultatul acesta. Ai simțit că e prea mult pentru tine? Da, da. Având în vedere că am văzut sportivele de 120, de 98 de kilograme, am zis că nu știu. Presiunea, de fapt, a fost foarte mare, psihică, probabil, da, nu? Da. Și totuși, uite, antrenorul te-a pus pe direcție și ai reușit. Acum la tine, Mihaela, pentru că, na, e firesc să te lăsa la urmă. Nu, în mod intenționat am făcut-o. Ai simțit oarecare presiune? Ai fost premiată de administrația publică locală a Comunei Dofteana și te-au numit nestematul Comunei, dacă putem spune așa. Doamna director Ingrid State la fel te-a numit, un nestemat al secției, nu, de Clubului Sportiv Municipal. Ai simțit oarecare presiune în spatele, mă rog, titlurilor sau a recunoașterii și aprecierii pe care ai avut-o la această competiție? Simți că e o miză pusă mare pe umerii tăi? Presiunea a fost pusă, adică este pusă o presiune pe mine și din ceea ce mi se recunoaște înapoi, ceea ce mi se dă înapoi și sunt recunoscătoare pentru asta, pentru tot ce mi se întâmplă și pentru tot ajutorul și sprijinul pe care îl am. Dar cred că presiunea este mai mare la tot ce eu am câștigat până acum, să dovedesc în primul rând, pentru că urmează participarea la Olimpiadă și calificările în primul rând. Și asta cred că este presiunea cea mare pentru a nu dezamăgi și de a reuși să ne calificăm în condiția în care pe 80% sunt calificată la Olimpiadă, doar că mai avem încă câteva competiții de parcurs până în final. Acum o întrebare pentru toate cele trei sportive, dar și pentru antrenor. Cum simțiți când se aude imnul României? Și voi ați făcut posibil lucrul acesta? Cine răspunde? Da, ia zi-te. Și după aia zice Iza, care la... Deci imnul, în primul rând, noi când suntem acolo, cred că asta e lupta cea mai mare, de a nu auzi alt imn în afară de al nostru, al românilor. Pentru că de asta suntem acolo, de aia ne luptăm cu americanicele, cu chinezii și așa mai departe, pentru a dovedi că și noi, cei din partea Europei, toți din Europa, putem fi la același nivel ca și ei și de ce nu peste. Și asta cred că este cel mai mare lucru, cel mai de preț lucru să auzi imnul României când te vezi acolo. Adică nu te gândești la nimic altceva decât la imn să-l auzi. Și la faptul că tu l-ai făcut posibil, nu? Tu da, făcut exact. Adică aude o țară întreagă o ceea lume. Ce tu ai făcut. Da, o lume întreagă ceea ce tu ai reușit să faci. Ok. Cine mai răspunde? Iza, care i s-a cântat imnul. Ia zi, Iza. Mi se pare foarte, nu știu, nici nu pot să explic în cuvinte, adică sunt emoții foarte mari atunci când ești pe locul întâi și se cântă imnul. Având în vedere că, cum și-a spus și Mihaela, nu cântă alt imn în afară de al tău, este un sentiment care nu pot să-l exprim. Emoții? Emoții foarte mari. La noi... Cel puțin pentru mine, imnul României este un act solemn și acest lucru îl văd sportivii mei de fiecare dată. La noi nu există competiție la nivel național să debuteze fără a cânta întâi imnul României.
atunci când cântă imnul României, stăm cu mâna pe inimă și cu capul descoperit și în poziția de drept privind drapelul. Asta înseamnă că avem o recunoștință deosebită față de poporul nostru, de tradițiile noastre, de statul nostru. Am încercat pe cât de mult posibil să insuflu acest lucru și sportivilor mei și drept dovadă îl văd la ei. Iar sentimentele sunt unice și amestecate. Unice, da, și nu le poți descrie în cuvinte, așa cum a spus Izabela, ți se umplă ochii de lacrimi și ai o stare de bucurie nedescris, da. Domnul Maftei? Eu, România, consider munca antrenorului și a sportului care a diferite competiții, ca antrenorul european și mondiale, a făcut toate rezultatele care și anul ăsta. Mai te rog, vă rog. Rezultatele care s-au făcut anul ăsta la Erevan, cu Mihai Rad, 3 medalii de aur, 3 recorduri, la campionatul european de tineret, tot 3 aur și 3 recorduri și recent acum la campionatul mondial. Au medalii de bronz. Start campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor la Onești. Reprezentanții asociației Rescue Dogs împreună cu reprezentanții administrației publice locale din municipiul Onești, în frunte cu primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, au dat startul celei mai mari campanii de sterilizare gratuită. Alături de fetele de la Rescue Dogs în spatele meu, fetele care sunt membri din asociația nemțească Rescue Dogs și vor sponsoriza campania de sterilizare care va avea loc între 14 și 17 septembrie 2023. Așteptăm proprietari de câini și pisici în număr cât mai mare în această perioadă, în încercarea de a spune stop abandonului și a puiilor nedoriți. Așadar, vă rog să participați în număr cât mai mare. Acceptăm și câini fără stăpân. Dacă aveți un câine în fața porții, care fată de nenumărate ori, luați-l sau dați-ne un telefon adăpostului public de câini fără stăpân din Onești, pentru că noi vom prelua câinii care sunt pe teritoriul municipiului Onești și vom aduce aici la sterilizat, tocmai pentru a nu mai întâlni nenumărați pui lăsați pe la tomberoane și peste tot pe străzile orașului. Vă mulțumim și vă așteptăm în număr cât mai mare. Au fost înregistrate aproape 500 de animăluțe, câini și pisici, iar organizatorii se așteaptă să depășească acest număr. A început campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Cu ce ați venit? Două pisici și un motan. Sunt necesare, sunt utile astfel de campanii? Absolut. Suntem recunoscători că există. Am înțeles. Ați mai avut sau e prima dată când ați venit? Aici n-am mai venit niciodată, dar e bine. Cum ați aflat de campanie? Pe Facebook. Pe Facebook, nu? Dacă ați transmite un mesaj autorităților locale legat de aceste campanii de sterilizare, ce le-ați zice? Vă rog să le continuați, sunt necesare, merită și ele atenție și îngrijire. Am înțeles. Se face o economie importantă la bugetul local, nu? Dacă e să ne luăm o intervenție de genul ăsta, costă destul. Da, așa este. E foarte scump să facem singuri. Și n-ați vrut totuși să-i lăsați așa de izbeliște, nu? Nu, păcat de ele. Aveți idei cam câte campanii au fost? Știu că au fost, cam două pe an, din ce știu eu. Am înțeles. Da. Și credeți că poate fi o bună modalitate pentru a mai steriliza din căței, din pisici? Da, dacă multă lume, când fată, cățele, îi aruncă, îi aduce, îi abandonează, de fapt. Mai bine să nu mai fie căței. Da, decât să fie... E scumpă intervenție la privat când te duci la cabinet? Da, în jur de 200 parcă pentru pisici și vreo 300 de cățel. Am înțeles. Și mai mult decât binevenită, cred. Da, mai ales că e gratuit, da. Ce părere aveți de campanie? Eu întotdeauna am fost mulțumită pentru că mi-ai făcut și pisici. Da? Da, sigur. Întotdeauna am fost mulțumită de campania asta. De unde ați aflat de campanie? Am aflat de la oameni, de pe, nu? Internet, de pe acolo, de pe acolo, așa. Am înțeles. Sunt utile, doamne, ce părere aveți? Da, nu știu. Eu am pisici care sunt sterilizate de 3-4 ani. N-am treabă cu ele. Îți bun medicii de aici? Da, nu-i cunosc pe medici. Da, bine, că v-ați adus totuși animăluți, le aveți încredere. Da, normal, așa, la urma urmei e un animal, nu e un om. Da, nu, dar au fost, da. Au fost binevenite, nu? Sigur, pentru că am
Cum să vă spună dumneavoastră, am avut, sunt, le am și acum și am avut multe pisici și le-am sterilizat. Un mesaj dacă e pentru autoritatea locală care a inițiat aceste campanii de sterilizare? Să trăiască, să mai sterilizeze. Să mai facă, nu? Să mai organizeze. Că poate mai, eu știu, poate mai veni și eu cu vreo. Scumpe, doamnă, de asta ați venit așa? Scumpe? Nu, sunt gratuite. Nu, zic, nu, aici sunt gratuite, dar în rest. La dispensare, la de da, la... Da. Dar mai, nu știu, ce nu vă permiteați, nu? Permis să mă duc, am trei, uitați, cu două, am venit și un băiet. Acum cu ce ați venit exact? Două fete și un băiet. Cățel sau pisoi? Ca cățel. Să știm. Uitați-ți, cățel. Campania se desfășoară în perioada 14-17 septembrie 2023, iar programările se pot face la numărul de telefon 0799-201-408. A căzut cortina peste cea de-a cincea ediție a festivalului concurs de etnografie și folclor Regina Maria, ce s-a desfășurat weekendul acesta în comuna Mănăstirea Cașin din județul Bacău. Și de această dată festivalul a avut parte de o participare numeroasă, atât din țară cât și din străinătate. Ansambluri precum Cununița de la Prăjești Botoșani, Păunașii de la Poduri, Roa Precistei de la Filipeș Bacău, Vatra Neamului din Republica Moldova, Ecoul din Vale de la Faraon Bacău, Doina Hulmului din Frumușica Botoșani, Bobocul din Bacău, Basaraba din Scobinț Botoșani, Doina Bacăului și Zestrea din Bacău, dar și mugurașii mănăstireni, atât juniorii cât și seniorii, s-au întrecut în a-și dovedi maestria artistică. Bine ați venit sau ați revenit în comuna noastră, celor care sunt din alte localități și bine ne-am reunit pentru cei care locuiesc aici, în acest frumos festival, la acest frumos festival, Festivalul Concurs de Etnografie și Folclor Regina Maria, ediția 5-a. Este o mândrie pentru comuna noastră să avem o școală care poartă numele de Școala Gimnazială Regina Maria și implicit un festival de etnografie și folclor Regina Maria. Este modul nostru al mănăstirenilor de a-i purta o vie recunoștință uneia dintre marile personalități istorice, Regina Maria, personalitate a cărei imagine a fost readusă în memorie de elevii școlii gimnaziale Regina Maria, Mănăstirea Cașin. Regina Maria a pășit pe aceste meleaguri, a devenit o regină populară, cunoscută de toată lumea din această zonă. Oamenii o considerau ocrotitoare acestor frumoase locuri, deoarece deseori îi proteja și îi îngrijea pe răniții de pe front și din spitalele de război. La sfârșitul războiului, regele Ferdinand și regina Maria nu au uitat mănăstirea Cașin. Se spune că în fiecare noapte de înviere veneau aici însoțiți de generalul Averescu și istoricul Nicolae Iorga. Asistau la slujba religioasă, depuneau lumânări pentru cei morți și plecau spre Oituz. În semn de respect, creștinii ar fi făcut o strană regală destinată reginei. Regina Maria a petrecut luni întregi pe frontul din Cașin. A îngrijit răni, a pansat suflete și, cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de viteși. O pildă vie pentru locuitorii frumoaselor plaiuri trotușene este și mărturia reginei Maria despre una din vizitele sale pe aceste locuri. Fiecare clipă fiind încărcată de trăirile profunde ale unui suflet cu o mare dragoste de țară. Și spunea regina Maria, am plecat la mănăstirea Cașin pentru înviere. A fost unul din cele mai frumoase evenimente pe care le-am trăit vreodată. Am fost întâmpinate de sute de țărani cu lumânări aprinse în mâini și am urcat în procesiune până la mănăstire, urmați de toate aceste lumini. Nu erau decât soldați și țărani, nici o notă discordantă. Pentru că eram în costum național, nu am făcut nici eu notă discordantă. Am plecat în procesiune urmată de sute de lumini. M-am dus la soldați și am ciocnit două roșii cu ei, apoi m-am întors la tren. Iată de ce
Festivalul Concurs de Etnografie și Folclor Regina Maria, pregătit de doi oameni dedicați, profesor pentru învățământ primar a preotesei Diana și etnograf Blanaru Cristian, trebuie să poarte acest nume și reprezintă mândria noastră a comunei. Nu vreau să vă rețin mai mult, urez acum mult succes tuturor formațiilor înscrise în concurs, să dea Dumnezeu ca această zi să fie împlinită de multă dragoste și mult respect pentru poporul nostru. Mult succes! De altfel, seniorii de la Mugurași și Mânăstireni, cât și Teodora Mircea din Mănăstirea Cașin, au reușit să se califice zilele trecute la România au talent și ne-au mărturisit că speră să reprezinte cu succes atât comuna, dar și județul Bacău. O delegație de profesori de la Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială au vizitat weekendul trecut Dărmăneștiul. Aceștia au fost întâmpinați de primarul orașului Stațiune Dărmănești, este vorba de Toma Constantin, dar și de viceprimarul Cosmin Paerele. Eu am mai fost prin Dărmănești, dar nu așa într-o organizat, într-o excursie, și am fost ca simpli turiști, trecând cu mașina și călătorind. E o zonă foarte frumoasă, de altfel am și convenit cu domnul profesor Moroșanu să facem această excursie la Dărmănești, și cam mare distanța de la Iași până aici, dar după părerea mea merită foarte mult. Conferința noastră de matematică aplicată și industrială, sperăm să colaborăm cu domnul primar și cu primăria din Dărmănești, de altfel cred că este prima dată când colaborăm cu administrația locală. Și sper să această tradiție să continue, pentru că ar merita mai mult să știe și administrațiile locale, să știe ce fac cetățenii români, cercetători români, și de asemenea cercetători români să afle cam ce probleme au administrațiile locale și dacă pot ajuta, dacă matematica aplicată poate să ajute la dezvoltarea localităților, atât ca aplicații industriale, cât și ca dezvoltarea învățământului. De altfel, la conferința noastră există o secție specială de educație și de învățământ. Din păcate, din România nu participă oamenii, nu participă profesorii, asta din vina, nu cred numai a lor, ci din vina o proastă reglementare legislativă. Nu prea, la nivelul Ministerului Învățământului și la nivelul cercetării, nu prea se încurajează această cercetare și la nivelul profesorilor de liceu. La noi participă cadre didactice și universitare. În schimb, în Republica Moldova sunt foarte mulți care participă, de altfel secția de educație este în totalitate ocupată de dânsii, care vin cu probleme de pedagogie și metodologie, mai puțin cu probleme de știință, de matematică. Eu cam atât, dar mi-ar face mare plăcere să mai venim odată. Am vorbit cu domnul primar, mi-ar face plăcere să organizăm odată chiar aici, în Dărmănești. De altfel știu că există și un liceu în Dărmănești. Eu am avut un coleg de facultate, care am fost coleg cu el în Dărmănești și a fost aici profesor în Dărmănești. Și mi-ar face plăcere să organizăm aici o conferință. E o zonă foarte frumoasă, așa cum a spus domnul primar, oameni mândri, oameni demni, apă curată, apă pură, aer pur. Și dacă punem și știință curată, ar fi superb. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 19 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Miercuri 20 septembrie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius. Sunt posibile după amiază să se înregistreze averse de ploaie pe alocuri. Minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.